În secolul al XIX-lea viața țăranilor români se desfășura, în principal, după scrierile creștine. Dragostea fizică, deși era privită ca un păcat, era acceptată, iar atât bărbații cât și femeile erau mânați de dorința relațiilor intime și în anumite cazuri, îndemnați chiar să-și înșele partenerii. Așadar, femeia ideală nu trebuia să fie slabă, ci mai plinuță și voluptoasă sânii erau foarte importanți și reprezentau un aspect important, fiindcă aceștia declanșau emoția erotică a bărbatului din mediul rural. Cu toate acestea, gusturile difereau și atunci, iar unii masculi preferau femeile mai slăbuțe, mai minion. Alții opteau pentru femeile cu piele albă,